atunci când eram la măsuță, eram cu ghiocul. Vai, cum era ghiocul. Cărțile. Mai era ceva, nu știu ce. Gen cristal era pe masă. Și țin minte, eram legată cu un batic cu țărțămuri, așa. Gen țigancă eram îmbrăcată, gen. Da, era un început de televiziune al meu, de a prezice soarta, de a prezice, Doamne, nimic nu e întâmplător. Și era 18 ani, 19, 19, 1, 0, 1, Odin. Și era noaptea de Crăciun înainte sau în noaptea de Crăciun, ceva de genul, în ziua aia, magică. Da. Acum mi-aduc aminte. Da. Eram legată așa cu zărzămuri și toată lumea de jur. Vai, ce bine arăți, nu știu ce, și numai eu știu ce era cu mine. Da. Trebuie să fie undeva înregistrarea asta, proiecția, da. O bag undeva, se găsește undeva acolo unde s-a filmat. Mă trezesc într-o zi, văd eu în cineva, o recunosc, proiecția cuiva suprapusă, da, peste cineva și mă recunosc pe mine, o să văd eu. Vai, ce tare! Mamă, ce tare! Asta e super tare, ok.